Cum ați caracterizat până acest moment modul în care s-a desfășurat campania candidaților la președinția FRF de fotbal? Pe care aș împărți eu în două perspective. Pe de o parte, această perspectivă a candidatului unic, între ghilimele, susținut de actualul sistem Sandu Cașei, și pe de altă parte, campania tuturor celorlalți candidați. Și de ce spun acest lucru? Fiindcă în toată această perioadă de timp, acest personaj toxic al fotbalului românesc, Adalbert Cașa, a intervenit cu maximă brutalitate la nivelul asociațiilor județene de fotbal, la nivelul anumitor echipe de club din România, din eșaloanele inferioare, pentru a-l asigura pe domnul Popescu de tot sprijinul acestora în ceea ce privește viitoarele alegeri. Dar acest lucru nu este nici mai mult, nici mai puțin decât un abuz în serviciu, mai ales că domnul Cașa ocupă funcția de secretar general al Federației Române de Fotbal și va ocupa această funcție și dacă domnul Popescu va câștiga aceste alegeri, deși eu mă așteptam mai degrabă să fie numit secretar general de onoare. Vasile Avram, unul dintre contracandidații dumneavoastră, a denunțat susținerea asta directă primită de Gică Popescu de la Federație și a cerut chiar suspendarea domnului Casai. Care e punctul dumneavoastră de vedere asupra... Acest lucru l-am cerut înaintea domnului Avram, inclusiv... Am solicitat și vom iniția în acest sens un demers către UEFA și FIFA pentru a informa cele două organisme sportive ale fotbalului european și mondial totodată despre ceea ce se întâmplă în România. Prin urmare, nu pot decât să mă bucur că și domnul Vasile Avram se raliază acestui curent, da, și anume acestui curent de opinie, și anume că trebuie să luptăm împotriva acestui sistem. Fiindcă contracandidatul meu nu este nici domnul Popescu, da, ci este acest sistem puternic ținut captiv în această perioadă de timp de domnul Sandu și domnul Cașai. Revenind la campania dumneavoastră personală, sunteți mulțumit de ceea ce ați reușit să realizați în acest timp? Ce pași urmează? Nu aș vrea să sună asemenea unei strategii de comunicare, dar vreau să vă spun că șansele pe care le-am sunt foarte mari. De ce? Fiindcă până acum am reușit să mă văd cam cu 130-140 de membri afiliați ai FRF și pot să vă spun că toți aceștia, într-o proporție covârșitoare, sunt adepții unei schimbări radicale la nivelul fotbalului românesc. De aceea, practic, sunt optimist și încrezător totodată în șansele pe care le avem de a câștiga aceste alegeri din 5 martie, mai ales că în ultima perioadă de timp, și mă refer aici la ultimii 4 ani de zile, am regăsit o detașare, sau poate mai degrabă spus o ruptură, între actuala conducere, Sandu Cașai, și membrii afiliați. Actualul sistem n-a mai producând beneficii pentru membrii săi, ci din contra, comportându-se asemenea unui aspirator de resurse. În mod întâmplător, taxele au crescut foarte mult în această perioadă de timp și, ca urmare, imediat am asistat la o scădere dramatică a numărului de echipe, o desființare a acestora. Cum va continua campania dumneavoastră? Deci a stat de vorbă cu cei din teritoriu? Veți continua acest proces? Urmează altceva? Încă din momentul în care mi-am lansat candidatura de la finalul lunii noiembrie, am început această campanie de teren, fiindcă mi-am propus să am timpul suficient de a mă vedea cu fiecare dintre membrii afiliați. Și bineînțeles, doar ieri, astăzi și mâine sunt în București, de joi până la finalul săptămânii, săptămâna viitoare voi fi iarăși într-o campanie de teren. Practic, cam acesta este, să spunem, agenda mea în această perioadă de timp, fiindcă acest lucru contează cel mai mult. Pe de o parte, să le prezinți cluburilor afiliate ideile, viziunea, programul tău de candidatură, dar în același timp și să asculți și să te consulți cu ei în ceea ce privește luarea celor mai bune decizii. Fiindcă până acum, cele mai multe decizii s-au luat în spatele ușilor închise, fără o consultare a acestora. Am înțeles. Care credeți că sunt punctele noastre forte față de ceilalți candidați și cum sunt percepute ele de electorat, să zicem așa? Păi, în primul rând, provenim din universuri mentalitare total diferite. Eu provin din afara sistemului, dar totodată din interiorul fenomenului fotbalistic, dacă luăm în considerare și activitatea mea până la 19 ani ca junior la FCM Bacău, activitatea tatălui meu, care a jucat numai puțin de 356 de meciuri în Liga 1, dar nu în ultimul rând activitatea de mini-fotbal, care e un fenomen social pe care am creat-o în România. Pe de altă parte, ceea ce ne separă ireconciliabil, și mă refer aici între mine și domnul Popescu, reprezintă tocmai aceste principii pe care le valorizez.
la principii ale modernității, consultare, cooperare, subsidiaritate. Nu în mod întâmplător în programul meu veți regăsi faptul că încercăm să mutăm și decizia și finanțarea de la nivel central la nivel local, fiindcă în mod sigur cineva din județul Harghita sau din județul Dolj își va cunoaște mult mai bine problemele decât cineva din București. Cam acestea, practic, ar fi, să spunem, și valorile și totodată ceea ce ne diferențiază foarte mult și ceea ce mă califică și mă recomandă să conduc Federația Română de Fotbal din 5 martie, dar totodată și faptul că pentru mine, așa cum pentru unul dintre candidații mei, Federația Română de Fotbal reprezintă un colac de salvare. Pentru mine nu reprezintă decât oportunitatea de a aduce o valoare adăugată societății românești. Și de ce vorbesc despre societatea românească? Fiindcă Federația Română de Fotbal este o instituție de interes public, de interes național. Prin urmare, fotbalul românesc este un fenomen social care nu aparține nici conducerii Federației Române de Fotbal, nici în speță domnului Sandu sau Cașai sau Popescu, ci ne aparține nouă tuturor. Când veți merge să vă depuneți dosarul de candidatură la Federație? Cred că undeva săptămâna viitoare. Voi face public această data și ora la care îmi voi depune dosarul. Recent, Gică Popescu a afirmat că programul lui trebuie implementat, nu pentru că este programul său, ci pentru că trebuie să facă neapărat ceva, pentru că altfel fotbal românesc moare. Cum ați comenta această afirmație? Păi, în primul rând, ar trebui să vedem termenul pe care domnul Popescu și domnul Sandu îl propune. În primul rând, prin programul meu de guvernanță sportivă, stabilesc și îmi propun totodată ca președintele Federației să nu poată ocupa mai mult de 2 mandate. La această întrebare, domnul Popescu a răspuns că în niciun caz nu este de acord și nu agrează, ceea ce practic ne face să credem că vom avea încă o dinastie în următorii, 16 ani sau chiar 24 de ani. Da? Și mă refer aici la o dinastie Popescu, după ce am avut o dinastie timp de 24 de ani de zile a domnului Mircea Sandu. Mai mult decât atât, domnul Sandu spune despre programul domnului Popescu că măcar 50% să implementeze în primele 2 mandate. Da? Iar eu vin și spun, dacă nu reușesc să implementez în primii 2 ani de zile cele mai importante puncte din programul meu, și aici mă refer la modificarea cadrului legislativ, reducerea taxelor, multiplicarea surselor de finanțare ale fotbalului românesc, pur și simplu îmi dau demisia. Deci în data de 5 martie, în momentul în care voi fi ales, îmi pun și demisia în alb, da, condiționată de aceste lucruri. Ceea ce practic e o lipsă de credibilitate din partea domnului Popescu să vină să ne spună că de-abia în mandatul al doilea o să înregistrăm rezultate. Nu, fotbalul românesc are nevoie de rezultate și acțiuni imediate, fiindcă altfel e un dezastru total, un faliment total. Și vă spun, aceste lucruri poate nu le știam atât de bine pe cât am avut posibilitatea să le cunosc prin aceste vizite în teritoriu. E bine, oamenii se zbat între viață și moarte și mă refer aici la taxele foarte mari pe care le plătesc. De aceea un punct important din programul meu face referire la reducerea taxelor. Dacă e să ne referim la echipele de Liga 3, eliminarea obligativității încheierii de contracte cu jucătorii, ceea ce practic va reduce foarte mult nivelul de taxe și impozite, pe de o parte către stat, dar în același timp și de taxe către Federația Română de Fotbal, mai ales dacă este să comparăm că în Germania și în Olanda avem în jur de 1000 de jucători profesioniști, în timp ce în România numărul acestora duce undeva la 3000 de jucători profesioniști. Iarăși, plata observatorului de joc, care pentru foarte multe de echipe din Liga 2 și a 3 reprezintă o povară financiară. Îmi ia obligația ca acest lucru să fie plătit direct din bugetul Federației Române de Fotbal. E bine, acestea sunt practic niște acțiuni imediate pe care le vom implementa începând cu ediția de campionat 2014-2015. Credeți că ar fi utilă o întâlnire între contracandidații la președinție televizată, în care fiecare să-și spună punctul de vedere, să răspundă? Păi, eu am crezut la un moment dat că acest lucru și-l dorește și domnul Popescu. Mai ales că la un moment dat a făcut o declarație și anume că ar trebui să nu alegem între nume, ci între programe. Deci dacă ar fi să alegem între programe, atunci, în mod sigur, ar trebui să avem o dezbatere. Dar se pare că în această perioadă de timp fuge de orice inițiativă a reprezentanților mass media de a organiza o dezbatere, de a răspunde în același timp unor întrebări la care răspundem cu toții. Dar totodată nu trebuie să uităm că în această campanie alegem și între nume.
De ce? Fiindcă numele reprezintă garanția implementării programului. Iar numele domnului Popescu reprezintă în mod cert formula falimentului. A spus că sunteți optimist în privința alegerilor din 5 martie. Cam ce procent credeți că veți obține acele alegeri, dacă ar fi să faceți o estimare? În momentul de față, și să fim așa foarte pragmatici, cred că mă bazez undeva pe 80-90 de voturi în momentul de față. Iar scopul este să putem să împingem aceste alegeri în turul 2. În niciun caz, niciunul dintre candidați nu cred că își poate imagina că poate câștiga aceste alegeri din primul tur. Care este poziția noastră în privința selecționării României, a continuității sau a schimbării, dacă veți fi ales președinte? Nu aș vrea să mă situez pe un filon din ăsta așa emoțional, mai ales că în momentul de față toți românii și-l doresc afară pe Victor Pițurcă. Și de ce spun acest lucru? Fiindcă în primul rând trebuie să facem o analiză cost-beneficii. Adică cât ne costă să-l dăm afară pe domnul Pițurcă și dacă costul este de 1,2 milioane de euro ca urmare a unui contract în mare dezavantaj pentru Federația Română de Fotbal semnat de domnul Mircea Sandu. Deci, practic, domnul Mircea Sandu ar trebui tras la răspundere pentru acest contract, mai ales că nu i-a trasat domnului Pițurc obiective intermediare și mă refer aici la anul 2014. Revenind, voi fi primul care mă voi opune. Totodată, în ceea ce privește viitorul selecționar, fiindcă totuși mandatul domnului Pițurcă se încheie în 2016, în mod cert, viitorul selecționer trebuie să fie cel mai bine pregătit, competent antrenor pe care îl avem la dispoziție. În același timp, ar trebui totodată să renunțăm la această atitudine puternic naționalistă, în care pur și simplu să negăm posibilitatea aducerii unui antrenor străin în România. De ce? Fiindcă dacă scopul nostru este să înregistrăm performanță, atunci, în mod automat, ar trebui să facem apel inclusiv la un antrenor străin. Credeți că lumea fotbalului românesc este pregătită de o schimbare majoră? Venirea unui om nou, cu principii, cu alte mentalități? Eu cred că în comparație cu Gică Popescu, care totuși are o anumită, să zic, în spate, un bagaj foarte mare de... Domnul Gheorghe Popescu reprezintă în momentul de față garanția continuării sistemului. Dacă domnul Popescu ar fi continuat aceeași luptă ca în 2005 împotriva sistemului, fiți sigur și dumneavoastră și toți cei care ne citesc că aș fi fost unul dintre primii oameni care și-ar fi oferit sprijinul în această luptă. De ce? Fiindcă în momentul de față fotbalul românesc și privind lucrurile cu mare detașare, o detașare care poate nu ar trebui să fie specifică într-o campanie electorală, are nevoie de o schimbare radicală, are nevoie de un șoc. În lipsa unei schimbări radicale, care presupune, printre altele, evacuarea sistemului Sandu și totodată proiectarea federației și a fotbalului românesc pe o traiectorie a performanței și a bunei guvernanțe sportive, în afara acestor principii, nu am asistat decât la un faliment total și un dezastru al fotbalului românesc. Luați în considerare de aceea, practic, revenind, că m-ați întrebat dacă fotbalul românesc este pregătit, da, eu cred că este pregătit și mai mult decât atât, nu ar trebui să-i subestimăm pe membrii afiliației Federației Române de Fotbal, care încă din 2010 au transmis un mesaj de schimbare pentru fotbalul românesc. Tot un mesaj de schimbare a fost trasat inclusiv cu ocazia alegerilor de la Brașov, când 13 președinți de Asociația Județeană de Fotbal au votat împotriva sistemului, în contextul în care Asociația Județeană de Fotbal până acum au fost o masă omogenă. Mai mult decât atât, eu cred că fiecare dintre cluburile afiliate care conștientizează că actualul sistem nu mai produce beneficii și că avem nevoie să intrăm pe o altă orbită, și mă refer aici pe orbita performanței, sunt sigur că îmi vor acorda votul lor de încredere și asigur că nu-i voi dezamăgi. Luați în considerare și o eventuală alianță la alegeri? Ați avut întâlniri cu ceilalți contracandidați? Întâlnirea am avut și au apărut în presă. Nu, în niciun moment nu le-am ținut ascunse, ci din contra le-am și recomandat celor cu care m-am văzut să ne vedem într-un spațiu public, nu într-un spațiu obscur sau ascuns, așa cum s-a vehiculat la vremea respectivă că ar fi reprezentat acel spațiu în care ne-am întâlnit. În momentul de față, singura opțiune pe care o am și am luat-o este de a merge mai departe, de a continua să mă lupt pentru o schimbare radicală a fotbalului românesc și absolut nimic și nimeni
nu mă va putea determina să mă opresc în această campanie de a spune lucrurilor, de a spune lucrurilor pe nume. Dacă vreunul dintre ceilalți contracandidați ai mei și-ar dori să se retragă și să susțină acest program de schimbare radical al fotbalului românesc, fiindcă acesta este programul de care avem nevoie, m-aș bucura și i-aș primi cu brațele deschise, la fel cum mă bucur de susținerea fiecăruia dintre membrii afiliați. Care ar fi primul sau primele lucruri pe care le veți face dacă veți fi ales președinte? V-ați gândit la așa ceva? Bineînțeles, fiindcă deja în momentul de față șansele noastre au crescut atât de mult încât chiar trebuie să fim pregătiți să guvernăm fotbalul românesc. Fiindcă, și aici trebuie să facem o comparație, că în momentul în care am început această campanie, foarte mulți oameni de bine îmi spuneam să nu fiu supărat dacă voi pierde aceste alegeri. Ei bine, aceiași oameni astăzi îmi spun că trebuie să fim pregătiți pentru a în momentul în care vom reuși să câștigăm aceste alegeri, fiindcă așteptările care sunt puse și speranțele totodată sunt foarte mari și la vârsta pe care o am, în niciun caz nu doresc să fiu asociat cu un eșec. Și de aceea nici nu vreau în ruptul capului să-i dezamăgesc pe cei care îmi vor acorda votul lor de încredere. De aceea, practic, primul pas va fi acela de a avea un audit financiar, un audit extern la nivelul Federației Române de Fotbal, extern și independent totodată, pentru a vedea pe ce baze financiare ne aflăm, fiindcă în momentul de față tuturor candidaților ne lipsesc datele financiare. Pe de altă parte, o analiză a personalului Federației Române de Fotbal, astfel încât fiecare dintre angajații FRF vor avea la dispoziție 7 zile în care vor prezenta un raport de activitate din ultimii 4 ani de zile. Cine a înregistrat performanță și demonstrează că nu a trecut vremea pe lângă el în cadrul FRF rămâne, cine nu pleacă acasă. Oricum, personalul FRF se va reduce. De ce? Fiindcă în momentul de față, făcând o comparație cu ceea ce se întâmplă în Germania, avem un număr de angajați similar, numai că în Germania înregistrăm o performanță și sportivă și administrativă, pe cea sportivă o cunoașteți, dar pe cea administrativă, în Germania, înregistrăm 6,8 milioane de jucători, dintre care peste 1 milion sunt femei, în timp ce în România înregistrăm doar 70.000 de jucători. Ceea ce ar însemna un raport, făcând un raport, ar însemna că la nivelul FRF ar trebui să avem 1,5 angajați, referindu-ne la această performanță administrativă. Iar cel de-al treilea pas pe care doresc să-l facem și îl vom face, este să aducem alături de noi oameni cu expertiză de primă mână, atât în domeniul economic, domeniul financiar, domeniul social, care să ne ofere posibilitatea de a înregistra rezultate și performanțe încă din primele zile ale activității noastre. Credeți că există un element care poate decide soarta alegerilor pe 5 martie? Doar conștiința alegătorilor, și aici mă refer la membrii afiliați. Acesta este singurul element care poate influența rezultatul alegerilor și desemnarea unuia dintre candidați de a conduce FRF-ul. Cred nimic altceva, nicio presiune, să spunem, externă sau o presiune politică nu ar putea să-i determine să voteze, așa cum ei practic vor avea garanția că echipele, destinele lor, vor fi pe mâini sigure. Ultima întrebare. Ar fi o pierdere pentru România dacă dumneavoastră va trebui să vă retrageți din funcțiile, din structurile naționale și internaționale ale mini-fotbalului? Ar putea fi considerată o pierdere, dar în același timp, după cum spuneam și în debutul întâlnirii noastre, ceea ce a contat foarte mult în momentul în care am stabilit bornele de dezvoltare a celor două organizații, atât cea națională cât și cea europeană, au fost principii și valori puternice care stau la baza acestor două organizații sportive. Ceea ce practic în mod sigur va asigura că oricine ar veni în urma mea și va prelua destinele celor două organizații sportive, o va face la un nivel de performanță chiar superior. De aceea practic sunt încrezător că inclusiv minifotbalul național și cel european va rămâne pe mâini sigure și vom asista la o dezvoltare în continuare acestui sport. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Mult succes în continuare în campanie. Să fie, fiindcă da, e o luptă destul de dură, e o luptă dificilă, dar deloc imposibilă. Și chiar spus, adică după întâlnirile pe care le-am cu oamenii în țară, fiindcă asta fac, nu-i adun, nu-i chem, fiindcă da, ceea ce fac, ce contracandidatul meu,
îi adună din 4 județe, îi pune pe drumuri pe oameni, pur și simplu eu merg la ea ca să stau de vorbă cu ei, cu fiecare în parte, fiindcă cred că un principiu care trebuie instaurat la nivelul FRF e cel de consultare. Adică ceea ce practic, să spunem, într-o altă zonă l-am putea numi un principiu de subsidiaritate. Deci trebuie să te consulți cu oamenii în momentul în care vrei să iei cele mai bune decizii. Și nu odată în discuțiile cu ei am asistat la faptul că nu au fost consultați sau când au fost consultați, pur și simplu s-au luat alte decizii. Iarăși, foarte multe dintre proiectele pe care eu le promovez în programul meu vin dinspre ei. De aceea, practic, nu știu, una dintre primele decizii pe care le vom lua va fi ca fiecare copil legitimat în fotbalul românesc să primească o minge din partea federației. Acesta, practic, fiind și motoul campaniei mele, mingea e la tine, fă-o să conteze. Chiar ultima întrebare, simțiți că Gheorghe Popescu are un sprijin politic în campania sa? Intervine politicul în această... Păi, până acum a intervenit domnul ministru al tineretului și sportului Nicolae Băniceu, care s-a prezentat alături de domnul Popescu în diferite ipostaze în țară, făcându-i campanie. Ceea ce, practic, nu cred că este deloc util, mai ales că domnul Băniceu conduce totuși un minister care ar trebui să ocrotească și să garanteze modul corect în care se vor desfășura aceste alegeri. Mai mult decât atât, orice imixtiune a politicului în ceea ce privește alegerile riscă să suferim o sancțiune din partea UEFA și FIFA, mai ales că avem un model deja în Serbia în acest sens. Și nu cred că politicul, și mă refer aici, da, politicul ar trebui să fie cel care decide pentru membrii afiliați. Mai ales că cu toții totuși vorbim de o federație de interes public, de interes național. Da, și vorbim de viitorul fotbalului românesc. Deci, practic, prieteniile ar trebui lăsate deoparte.